Întâlnirea are caracter permanent. În fiecare an, în această perioadă, facem această întâlnire cu fermierii, tocmai de a discuta problemele care au existat și realizările din anul 2019, bilanțul economic și, de asemenea, ceea ce vom face noi în anul 2020. Mai nou o să informăm și să fie pregătiți și pentru noua politică agricolă comună 2021-2027 și, sigur, toată activitatea din sectorul ovin trebuie să o ducem la un nivel superior față de cel care a existat până acum, drept pentru care încercăm să-i coordonăm pe fermieri spre niște activități mai performante. Sigur că o să ascultăm și problemele lor, să vedem care sunt cele locale, să vedem cele care sunt la nivelul național privind rasa Caracul de Botoșani și celelalte rase existente în județul Botoșani. Practic, astăzi este o întâlnire al fermierilor din regiunea Moldovei, crescători de oi Caracol și crescătorii de celelalte rase de oi din județul Botoșani, care fac obiectul controlului oficial al producțiilor. De asemenea, discutăm și despre continuarea târgului de primăvară de miei pelicele și să sperăm că această epidemie până atunci va dispărea și se va permite efectuarea acestui eveniment. Și o să vedem, să ascultăm fermierii ce spun dânsii vis-a-vis de sectorul ovin și caprin.